pare rău că n-am găsit nicio spânzurătoare. Nici n-aș ști ce să fac cu ea dacă aș găsi eu. Mo! Bandiții mi-au furat picioarele. Dacă ne spui încotro au luat-o bandiții, îți vom răzbuna picioarele. Ne pare rău că te-am părăsit. Așa și trebuie. Sunt bunicul vostru oboțel. Duceți-mă în bațe. Într-acolo. Uite-l. Uite-l pe hoțul care mi-a luat picioarele. Erdap? Dați-l afară. Haide, poate că Erdap a făcut-o din greșeală? Erdap a leșinat și are tabla de pe cap îndoită. Cum? Cine a fi făcut asta? Uitați de el. Pe mine mă iubiți, nu? Mă iubiți ca pe Bimo? Ce? Ești simpatic, dar pe Bimo îl iubim. Da, nu exagera. Bimo e prietenul nostru cel mai bun. Bimo e la cu noi. Mo! M-a pierit! Amo? Nu mă iubiți! Veniți-vă în fire și iubiți-mă! Impostorule! Amo! Bună, Bimo! Sunt drăgălașul tău, frate Amo! Știu totul despre tine și năstrăvăniile tale! Unde sunt Finn și Jake? Cred că Finn și Jake s-au dus undeva să-mi cumpere un cadou! Spune-mi ce ai făcut cu Finn, cu Jake și cu papi Mo! Amo, uită-te la mine! Ai mers prea departe! Nu pot scăpa de sărbătorit! Prea sus! Hei! Vorbește, Amo! Vrei să știi unde e papa Mo? Asta e tot ce a mai rămas din el. Discul cu memoria lui de rezervă. Oh! Mă întorceam dintr-un lung pelerinaj. Vroiam să-i cer socoteală pentru că descoperisem lucruri cumplite despre mine. El era în agonie. Am o dragă băiete, corpul meu este din joc. Ia asta! Trimite mintea în spațiu ca să petrec ere nesfârșite printre stele și alte corpuri gazoase strălucitoare. Tatăl nostru nu m-a iubit niciodată, așa că i-am ignorat ultima dorință. Am folosit cunoștințele lui despre fabrică și despre Mo ca să-i distrug. Tu ești Amo? Nici ei nu m-au iubit. Pe unde ai umblat? Ce mai faci? Oh! Apoi am aflat de tine și de noua ta familie. Am vrut să văd cum e locul tău. Oamenii din viața mea nu mă iubesc. Vă voi șterge pe toți. Trișorule, dă-mi amintirile alea. Bimo, nu vreau să te mai văd. Chirinu, tău! Pentru Mo! Bimo. Hei! Am priceput ce s-a întâmplat. Te simți bine? Nu. Păi asta nu-mi place. Bimo, ai vrea să vii să trăiești cu noi la fabrică? După dispariția lui Mo, ne-ai putea fi lider? Nu cred că pot. Nu sunt destul de matur. Sau poate că sunt prea matur acum. Cred că am răpus pe cineva. Vreau să stau singur o vreme. Dar sunteți toți foarte amabili. Bine. Îmi pare rău că ziua ta de naștere a fost ciudată. A fost cel mai incredibil lucru care mi s-a întâmplat. Dar cred că, după toate astea, chiar mă simt un pic mai matur.